Bună ziua! Bine ați venit la lansarea nostru proiect Cult Neamț. Cult Neamț este o revistă culturală altfel. E un pic mai modernă decât cele pe care le întâlnim de obicei pe piața din România. Noi am mai avut câteva reviste trimise la centrele din țară, alte centre trimit revistele lor la noi și ce ne-am dat seama că nu suntem în pas cu vremurile și cu vreme și cu tehnologia. Așa că ne-am gândit, pentru că tot nu am avut atâtea de multe manifestări artistice în această perioadă de pandemie, ne-am pus capul la contribuție și am făcut o revistă culturală, dar mult mai modernă decât cele de pe piață. Sper să vă placă. Este Cult Neamț. Cult pentru că este cool să fii cult în ziua de astăzi. E o propoziție pe care am auzit-o în ultimii ani în țară, la noi, și am zis să ne alegăm de acest lucru. Pentru că ne dorim, pe lângă publicul nostru fidel de atâția ani a vacanțelor muzicale, a centrului, a Festivalului Internațional de Folclor, să aducem cât mai mult tineret alături de noi. Așa că este o revistă pentru toate generațiile. Am făcut rubrici de la vârsta mică până la cei mai în vârstă. Sper ca această revistă să aibă cât mai multe numere și dumneavoastră, presa, să fiți alături de noi, să colaborăm, poate, pe viitor. Noi suntem foarte deschiși, după cum știți. Și aș vrea să vă prezint și un colaborator al nostru, care va fi permanent, Părintele Constantin Negula. Părinte? Să rămână, Carmen, să rămână oaspeților de acolo, de la centru. Nu-i văd, dar îi îmbrățișez, că e vremea care nu trebuie să ne vedem. Vă mulțumesc frumos pentru onoarea de a fi, face parte dintr-un colectiv cool, al unei reviste despre cultură. Sper ca ceea ce am reușit din acest prim număr să putem să reușim și în următoarele. Rămânem la ideea nevoii de întemeieri și motorul rămâne fiți culturi de iubire, pentru că din nefericire în jurul nostru ne scufundăm foarte ușor în uri și în ambiții partinice de cele mai multe ori. De data aceasta încercăm și în numele acestui cântec al secularului, care nu-i secularist, să încercăm să rânduim un pic de odihnă culturală și provocare culturală. Sper din toată inima ca proiectul să placă. E un proiect care vizează în primul rând pe tineri. Am rugat-o pe Carmen aseară să-i ducă fiului său revista. Eu le-am arătat revista, e drept că la mine e alb-negru, că am descărcat-o, doar nu am tipărită. Copiilor mei, studenților mei, prietenilor mei de la catedrală, pare că place și pare că se înscrie în linia aceasta unei reviste de culturi, a culturii care cheamă cultură. E un mesaj, de fapt, un manifest prin care îi rugăm pe tineri să nu uite nici rădăcinile, nici roadele care pot aduce ca oameni în societatea noastră. Sper din inimă să placă și, așa cum am spus, să fie un pic mai mult decât o simplă întâlnire între noi, cei care alcătuim redacția, ci să fie o întâlnire între redacție și restul celor care vor să scrie într-un colț de cult ură și să ne dezvoltăm într-un fel sau altul ritmicitatea. Trebuie să spun că nu am picat din cer cultura nemțeană, că mi-e zonă dragă și am muncit mult pentru punerea în valoare unor personaje și că poate cel mai mult m-a apropiat de tot ceea ce înseamnă Neamț, munca de la Comulești, munca de la Boiștea, așezarea la Târgu Neamț și în zona Neamțului de fiecare dată, cu adăstare de personaje, pe cultura etnică, etnologică a zonei și, în ultima vreme, redescoperirea lui Aurel Dumitrașcu, care a devenit așa un pic obsesiv în lectură. Sper să ne descurcăm și să nu facem de rușine o cultură care are nevoie să fie pusă în valoare, pentru că eu cred că fiecare regiune a țării nu este decât first hand. Nu există o second hand și numele acestui gând vă dorim un cult, o cultură de iubire și de prietenie.
Doamne ajută, mulțumim, Părinte, mulțumim că sunteți parte a acestui proiect. Am zis, colectivul de redacție a primului număr este restrâns, dar pe parcursul existenței acestei reviste, cu siguranță toți colegii mei vor contribui cu ceva, așa că dacă acum trebuie să-i mulțumesc lui Valentin Andrei, trebuie să-i mulțumesc Alidei Cosma, domnului Radu Macabei de Javi, trebuie să le mulțumesc totuși tuturor colegilor mei, pentru că într-un fel sau altul au contribuit la ieșirea acestei reviste, pentru că au muncit la celelalte proiecte ca să putem să ne vedem noi de cultul nostru. Această revistă nu va fi doar o tipăritură. Vorbeam cu părintele zilele trecute că bine ar fi să facem un trend al Cult Neamț. Vom face tot felul de conferințe și dezbateri pe tema nevoii de cultură locale, poate regionale, mai târziu. Sperăm să ajungem la nivel național. Deocamdată, fiind pandemie, vom face online, pentru că suntem cult, nu? Am zis să încercăm să ținem pasul cu tehnologia. Aș vrea să mai mulțumesc pe lângă celor din redacție, colaboratorilor noștri. Avem Planta Vorelu, care are o rubrică de apuri naturale și va fi rubrică permanentă. Avem o rubrică practică, Neamțul în bucate, unde vom avea tot felul de rețete gastronomice din județul Neamț. Poate mai târziu vom avea și a minorităților din județul Neamț, unde vom colabora cu diverse pensiuni care doresc să fie alături nouă, pentru că ne dorim să promovăm cultura, dar și frumusețea județului Neamț, pentru că suntem un tot, nu? Județul Neamț înseamnă turism, înseamnă cultură, și cred că putem deveni pe viitor mult, mult mai important și mai vizibil național, poate și internațional. Acum, ce să spun, m-am bucurat foarte mult că au venit și cei de la Asociația Fotoclub Neamț. Știți că au deja proiecte de promovare a județului Neamț în țară, niște fotografii foarte frumoase. Avem un interviu cu Asociația Cult, pentru că mi s-a părut foarte interesant să avem alături de noi pe cineva care a gândit, poate, la fel, Cult. Iar pe viitor, ce să spun, deja avem creionate ediție numărul 2, numărul 3, numărul 4, dar vă invit pe dumneavoastră presa să fiți alături de noi cu propuneri, pentru că această revistă va fi distribuită și la centrele județene din țară și bine ar fi să facem cinste și poate să le dăm un exemplu, că așa mi-ar dori, să fim prima revistă, nu doar numărul 1, să fim cea mai modernă dintre revistele centrelor de cultură. Dacă aveți întrebări, se pare că nu. Încă o dată, vă mulțumesc foarte mult. Întrebare, distribuția, cum se face? Deci unde se pune publicul cititor, unde poate găsi în județul meu și dacă este contracost? Nu, nu este contracost. După cum știți, suntem o instituție de stat și încercăm să aducem publicul aproape prin toate metodele. Revista va fi distribuită inclusiv la pensiuni, pentru că avem nevoie să ne știe și turiștii, la localurile din Piatra Neamț, la câteva pensiuni din județ. Am luat legătura deja cu câteva primării și biblioteci unde să le distribuim să ajungă la cât mai mult public. Și, bineînțeles, la un moment dat, peste 2-3 zile, va fi publicată și online. Deocamdată am făcut 500 de exemplare și vom vedea pentru numărul 2 în funcție de cererile din județ. Costurile care sunt?
cursurile sunt 7,5 lei pe număr, pe exemplar. Banii din bugetul permisului curare? Da. Aș dori, bineînțeles, dacă tot a venit vorba de costuri, să mulțumim Consiliul Județean Neamț. Și... Carmen? Da. Aș mai interveni doar atât să le spunem colegilor la mulți ani. Azi e Ziua Internațională Social Media. Și să le spunem că undeva cultura a costat prea puțin în România ca să mai poată fi chivernisită doar așa la colț și atât. Da, la mulți ani, dragi oameni din presă, sper că veți fi aproape și să ne îndrumați. Încă o dată e primul număr, nu spun că nu poate fi îmbunătățit, de asta am zis că mi-aș dori foarte mult să veniți cu propuneri. Noi suntem deschiși. Poate colaborăm pe viitor. Încă o dată, mulțumim Consiliului Județean pentru finanțare. După cum ați văzut, ne-a urat și domnul președinte Ionel Arsene un cuvânt la început de drum. Mi-aș dori cât mai multă lume să se implice, să ajungă cultura, într-un fel sau altul, peste tot și la toată lumea. Mulțumesc foarte mult! Aș avea și eu o întrebare. Da. Se poate și prima întrebare este pentru părintele Necula. Auziți? Nu, nu se aude deloc. Două secunde. Aveți o întrebare, dacă nu o traduc eu. Deci o întrebare pentru părintele Necula, dacă acum ne aude. Acum ne aude, cred. Cum nu aude? Deci nu se aude. Da? Repetă, Carmen, tu că ești mai aproape de Necula. Întrebarea ar fi că în ultimii ani a fost în multe locuri din Neamț și a ținut conferințe și aici, în sala în care ne aflăm, și la Tașca, dacă mi-aduc eu bine aminte. Dacă ne-ar putea spune pe scurt, în 30 de secunde, un eveniment din ăsta din care a reținut o scenă interesantă, cool, în legătură cu cultura, care merită evidențiată în revista asta sau în altele? Având în vedere că ați avut foarte multe activități în județul Neamț în ultimii ani, aici, la Piatra Neamț, la Tașca, dacă aveți în minte vreun eveniment, o scenă din cadrul acțiunilor dumneavoastră care ar merita transpusă în câteva cuvinte în această revistă. Un eveniment cool. A toate ar merita. Pentru mine, toată activitatea de la Tașca până dincolo de linia județului sau la limită, spre bucuria mea, am parcurs încă din acum câțiva ani, pun cu lux acum spate zone întregi din județ și știu ce evenimentul este întâlnirea cu fiecare nemțean adevărat. Pentru că sunt sate care pot fi puse în valoare, multe uitate, sunt locuri uitate care pot fi puse în valoare și sunt, în ultimul rând, elemente de cultură locală, ne apropiem de unul dintre ele, care merită să fie puse în valoare și să nu rămână așa ca și cum ne-a rușinat că județul Neamț există. Adică, eu cred că e mai mult decât o echipă de fotbal și un teleferic, județul Neamț. Și cred că merită, din punctul ăsta de vedere, să exprime un pic mai mult. Să le spunem, Carmen, că ideea nouă ne-a venit plimbându-ne prin oraș prima dată și văzându-i pe tineri că salutau destins și că aveau nevoie de un astfel de gând. Eu sper că ai să fie colaboratorul meu și la revistă. Chiar îmi doresc să fie colaboratorul meu și la revistă. Și te poate să și facem public invitația de a scrie, de a oferi câte un material de gând nemțean, adică nu tăcut neapărat, cât atent la valoare, pentru că avem nevoie de voci tineri, avem nevoie să se nască o generație nouă care să știe ce își dorește de la cultura locală și de la ceea ce înseamnă cultura în general. Sunt în stare, revin, întâlnirea cu nemțenii merită consemnată ca atare de fiecare dată și sper că odată cu trecerea pandemiei de coronavirus să scăpăm și de pandemia de teamă de a fi ligă secundă în cultura românească, să fim curajoși și să putem să spunem ce avem de spus. În ce constă colaborarea părintelui Constantin Necula la această revistă? Părintele va scrie editorial de fiecare dată. Și eventual dăm mai urma. Prin cunoștințele dumneavoastră, poate am zis că vom face și tot felul de dezbateri împreună cu părintele. Cu oameni de cultură, dar nu numai, pe diverse teme, care vor susține
în această revistă. Vreau să fie interactivă. Bineînțeles că te dorim, că de asta este o revistă mai aerisită și cool, ca să ajungă să aducem cât mai mulți tineri și de asta revista va fi dusă și în licee, în primul rând aici în Piața Neamț, și în celelalte licee, cu ajutorul viitorilor noștri colaboratori. Deocamdată ați văzut că i-am luat cei de la Asociația Cult, care de la Roman, care au tot felul de proiecte și pe la Roman, foarte interesante, și încercăm să-i promovăm pe cei care se implică și să-i lăudăm și să dăm exemplu prin faptele noastre. Cred că așa este schimbarea, nu? Tot auzim. Schimbarea vine din noi. Păi dacă noi facem un lucru bun, poate cineva să uită, îi place și va face și el ceva mai bun decât noi. Concurența asta pozitivă poate aduce lucruri foarte frumoase în județul nostru. Dacă noi ajungem să ne mândrim cu locul din care aparține, poate așa îi facem curioși pe ceilalți să vină aici să vadă de ce ne mândrim așa de mult cu acest loc. Este tot, discutăm despre strategii în cultură, în turism. După cum am zis, părerea mea este că toate acestea se îmbină și noi, și comunitate și oameni care avem ce spune, putem schimba lucrurile în bine și să ajungem acolo unde ne dorim, în frunte. Da? În fruntea României. Să nu mai auzim doar de Bucovina sau de Maramureș, să auzim de Neamț și să ne mândrim. Mă rog, așa... Așa văd eu, patriotismul ăsta local trebuie să vină din noi și din faptele noastre. Într-adevăr, avem un județ atât de frumos, cu o cultură atât de frumoasă, cu atât de multe fețe ale culturii. Și ar trebui să o ducem departe, mai departe de granițele noastre. Nu numai a județului, ci și a țării. De asta încercăm să fim cool, și pe hârtie, dar și online, și să ajungem la cât mai multă lume cu frumusețea județului Neamț. Și de asta vă spun să mă bazez pe dumneavoastră. Ai ceva? Alte întrebări? Nu. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă mulțumesc tare mult și că la multate în colaboratorii noștri sunt aici. Părinte, vă mulțumesc din suflet că ați fost atât de deschis și știu. Au venit la lansare și sper să constituim împreună un front pozitiv de cultură locală care să spună oamenilor că nu suntem singuri atunci când încercăm să luptăm pentru copiii noștri și pentru viitorul copiilor noștri. Așa este. Mulțumim tare mult și chiar mă bucur că nu trebuie să fii neapărat nemțean ca să iubești Neamțul. Și Părintele este o dovadă vie alături de noi că s-a alăturat. Știu că de când am cunoscut, tot timpul a lăudat acel județ și cultura, încât uneori îmi era rușine că a trebuit să aud unele lucruri de la dumnealui ca să ajung eu să le cunosc mai bine. Dar trebuie să recunoaștem că toată viața învățăm. Așa că să învățăm împreună să ne iubim județul. Mulțumesc tare mult! Să rămânem.